Vin axoloții. Și în această singurătate finală care nu mai vine, mă consolez gândindu-mă că poate a scrie o poveste despre noi. Că având impresia că inventează o poveste, va scrie toate acestea despre axoloți. Julio Cortázar, Axolotl. Axolotl este o extraordinară povestire din volumul Sfârșitul jocului al celebrului Julio Cortázar. Istoria este cea unui narator nenumit care povestește la persoana întâi cum anume devine obsedat de observarea axoloților în expoziția acvariului grădinii zoologice de la Jardin des Plantes din Paris. Întâlnirea cu această formă de viață este descrisă de el cu lux de amănunte. Despre pești, spune acesta, prostia simplă a ochilor lor frumoși, atât de asemănători cu ai noștri, adică cu ochii umani, nu-i sugerează nimic demn de remarcat sau interesant despre existența lor. Ochii axoloților însă sunt total diferiți, fără pupile sau iriși, o culoare aurie puternică care vorbește despre prezența unei vieți diferite, a unui alt mod de a vedea. M-a izbit ca cititor tocmai această similitudine cu ceea ce putem percepe în propriile noastre vieți de azi și, mai ales, în ciudatele și inexplicabile fizionomii și schimbări ale ființelor umane care ne înconjoară. Peste Europa, dar mai vizibil în România, vin noi axoloți, ființe fragile, precare, aculturale, anistorice, fără rădăcini și fără Dumnezeu, cu frustrări masive, cu dorința de a distruge tot și de a se relua absolut totul de la zero. Acesta este noul proletariat axolotizat. Îl vezi peste tot, la TV, în guverne, în ONG-uri mai ales, în multinaționale, pe terase, tinere vlăstare care nu au avut niciodată un serviciu și care au mult timp pentru a demonstra pe străzi pentru orice, de la încălzirea globală la drepturile LGBTQ, veganism sau renunțarea la carnea de vită. Personajul din Axolotl caută informații despre aceste creaturi în biblioteca de la Saint-Geneviève și află că Axolotl provine din limba Nahuatl a aztecilor și înseamnă câine de apă și că se leagă în mitologie de Xolotl, zeul focului, al fulgerului, al deformărilor și al morții. Primii axoloți de laborator au fost aduși la Jardin des Plantes în Paris în 1860. Mulți dintre axoloții aflați în captivitate și astăzi sunt descendenți ai acestor animale fondatare. Dar ceea ce este fascinant și totodată înspăimântător la acestea, o specie de amfibieni, salamandre, este că pot să regenereze membre, că își pot reconstrui de asemenea fălcile, coloana vertebrală și chiar creierul, fără cicatrici, fără urme. Fascinat de aceste ființe, personajul lui Cortázar continuă să se întoarcă așa zile și săptămâni, conștient că paznicii îl cred nebun, fiindcă se uite atât de insistent la axoloți. Într-o zi, în timp ce privește fermecat în ochii axoloților, își simte din ce în ce mai mult propriul corp, extinzându-se spre suferința și imobilitatea celor 9 axoloți din acvariu. Cu fața lipită de sticlă, își vede dintr-o dată propriul chip, uitându-se înapoi la el și își dă seama în acest moment că a devenit un axolotl. Îngrozit, el înțelege de asemenea că păstrează aceeași conștiință interioară pe care a avut-o ca om, dar este incapabil să comunice verbal cu ceilalți axoloți care par să știe că nu e unul de-a lor și să ascundă această recunoaștere tăcută în interiorul lor. Omul, fostul om, pare să acorde în observațiile sale continue o atenție deosebită axolotului în mintea căruia evident s-a transferat o parte a conștiinței sale de om. Vizitele lui devin din ce în ce mai rare, iar naratorul, acum un axolot, crede că omul care a fost înainte pur și simplu exista dintr-un simplu obicei, nu fiind așa ar fi fost lăsat de Dumnezeu. Probabil la fel se va întâmpla și cu noi, cei care trăim în alte valori și care am luat aminte la aceste stranii forme de viață, deocamdată perfect umane, care par a fi tot mai multe în prejurul nostru și în lume,
vom semăna tot mai mult de la generație la generație cu aceste maimuțe ale viitorului, simpatice și drăguțe, de care ne atingem mergând pe stradă, continuând tot mai vag să căutăm explicațiile acestei transformări inutile. Personajul lui Cortazar este uimit de cât de puțin se mișcă aceste ființe în apă. Dar gândit la, cu cunoștințele acumulate, pentru că a devenit și el însuși axolot, învață, așa cum o să învățăm și noi, ca animalele acestea ciudate sau atât de nemișcate, tocmai ca să facă timpul să treacă mai ușor. A mișca înseamnă a deranja un alt axolot, iar acest lucru provoacă conflicte și lupte în acvariu. Noi, asemenea lor, trebuie să facem cât mai puțină mișcare, cât mai puțină opoziție. Neomarxismul are nevoie de liniște și de directive transmise popoarelor și guvernelor care să fie respectate cu strictețe. Cu puțină imaginație revenim la ceea ce trăim acum. Asemănarea între situația din povestirea lui Cortazar pare o copie în registru fantastic a realității. Ne uităm fascinați la aceste generații, dar și înspăimântați. Câți dintre noi vom putea rezista să nu ne transformăm în axoloții care vor popula viitorul? Ne va rămâne suficientă credință ca să putem vedea și descoperi în cei care ne înconjoară portretul noului axolot și să le evităm? Acum îl vedem cu claritate, tot timpul predispus să fie mai dedicați doar propriilor obiective. Vor un program de lucru flexibil, autonomie și oportunități de câștig. Vor să obțină succes în plan profesional și sunt dornici de avansare rapidă în carieră. Le place independența și nu agrează autoritatea pe care de cele mai multe ori o contestă. Nu citesc, nu au o cultură precară. Sunt personaje ambițioase, neloiale față de job. Își fac to-do list, sceptici față de relațiile ierarhice, vor ca managerii să-i asculte, profesorii să ia decizii pe care le vor ei, să fie lăsați să se derogheze liber, vor program de lucru după voia lor, le place independența, iar motivația de viață sunt banii. Dar după ce ne vom transforma asemenea personajului lui Julio Cortazar, vom mai avea capacitatea de a vedea și de a face ceva? Poate așa vom fi și noi declarați de Madame von der Leyen ori de cea, cel care va fi în locul ei, că între timp am devenit de fapt altceva. Că ne-am axolotizat, că nu mai avem Dumnezeu, sex, rădăcini, istorie. Dar putem mânca, putem avea 19 grade în case, iar Europa va fi un acvariu uriaș în care noi, axoloții, vom trăi în liniște, precum cel lui Cortazar. Nu știm dacă problema omului va mai exista după neomarxizare sau dacă va asemăna cu ceea ce propune Cortazar în povestirea lui Premonitoriu Fantastică. Naratorul descrie că și-a văzut fața în afara acvariului, uitându-se la el însuși printre axoloți, dar pe măsură ce omul vizita acvariul cu o frecvență descrescătoare, el devenea tot mai străin de propriul personaj uman, acum un axolot. Acest lucru îl face pe cititori, dar și pe cei trăitori astăzi să ne întrebăm care parte anume a naratorului, o parte în care încă locuiește o formă umană, a fost transferat în corpul unui axolot. Ce parte anume din fostul său sine s-a desprins de personalitatea sa și acum este posedată de un axolot? Cortazar lasă cititorului să un indiciu în finalul povestirii, în timp ce naratorul axolot descrie ritmul treptat în care vizitele fostei sale forme umane scad, el spune, punțile au fost rupte între el și mine, pentru că ceea ce era ființa lui este acum un axolot, străin de viața umană. Povestirea lui Cortazar avertizează, așa cum o înțeleg eu, despre sentimentul trecător și pentru unii chiar obositor sau enervant al implicării umane și prezintă această implicare pierdută nu ca simplu obicei care se uită, ci ca parte a sinelui la care literalmente suntem dispuși să renunțăm, lăsând loc dezastrului. Analiza lui Cortazar despre motivul pentru care axoloții rămân atât de nemișcați nu este decât o trimitere la modul în care noi, ființele umane, justificăm alegerea de a trăi o viață aparent liniștită, comodă și inofensivă, dar care ne va costa scump, fiindcă vom pierde totul.